Ce înseamnă o organizație de sindicat și ce îți oferă calitatea de membru? Ce înseamnă munca la negru? Acestea și multe alte întrebări au fost discutate în cadrul unei mese rotunde cu participarea liderilor de sindicat din raionul Ungheni și reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor din Olanda, tema principală abordată în cadrul mesei rotunde fiind tineretul și sindicatul, realități și perspective. Am depistat într-adevăr foarte multe probleme a tinerilor angajați în câmpul muncii, deci aceasta și-a fost scopul acestei întruniri, angajarea tinerilor în câmpul muncii, care sunt problemele, realizările și totodată cum noi sindicatele am putea influența asocierea lor în sindicat, că doar fiind asociați în sindicat, ei pot ca să-și apere drepturile și pot să-și promoveze interesele. Această întâlnire, de fapt, are ca scop de a facilita angajarea în câmpul muncii a tinerilor, de a discuta sindicatele din regiunea noastră cu sindicatele din Olanda și de a vedea unde putem găsi puncte comune de conlucrare, de colaborare. La rândul lor, reprezentantele Confederației Naționale a Sindicatelor din Olanda susțin că în țara lor de origine activează un departament care apără drepturile tinerilor angajați. CNV Youth in the Netherlands, they defend... Sindicatele în Olanda au un departament special pentru tineret care se ocupă anume de apărarea drepturilor lor. Au diferite platforme, de aceea ce le permite să aibă o voce mai puternică la nivel național. De asemenea, pe cum se apropie sezonul estival, ei organizează diferite activități promoționale pentru a informa tinerii care sunt drepturile lor în cazul în care vor să lucreze temporar pe parcursul sezonului estival. Aceste activități sunt de asemenea organizate în parteneriat cu angajatorii. Participanții la masa rotundă au parvenit cu idei și propuneri despre importanța creierii în Republica Moldova și a unui sindicat al tinerilor.